Doamna Flori, tot în compania celei ce în ultima vreme a fost confidentă, povestea despre finală, dar și despre posibila căsătorie dintre Valentin și Gabriela. Și nici nu pot să spun nu. Orice spune, că e tatu, că e orice, da. Nu pot să spun nu. Da, pentru că e un lucru foarte important pentru, da, pentru toți din familie, așa că trebuie să-l... Ia, trebuie să spuneți da, oricare ar fi ăla. Da, că zice să o facem aia sau că îți dărăște balii sau că... Nu, că nu... Nu e ca să mă bag eu la hibernare 3 zile. Mă detoxific. Așa că vedeți că plecați și dumneavoastră? Plecați sigur de Crăciun. Da, nu știu ce să fie. Dacă da, nu plecați, o să fiți tot o treabă și o tot o pregătire. Da. Păi, că așa le-am și spus, să nu mai, când o să vină, să vină la finală cine vine de la Gabriela, o să spună, venim noi la voi sau voi la noi și atunci te hotărăști ce faci. Da, sau da, nu veniți la noi, nu veniți la voi, nu știu, habar n-am. Ce patutea. Dar ce frumos, ce emoție așa. O să aveți când o să vă cunoașteți, o să vă vedeți, nu? Nu v-ați văzut. Ba da. Da, aici la Caprici, poate, da, nu? Da, ei, da. O să vă cunoașteți, la încet. Da, am fost la Caprici. Da, da, dar îți pare rău și lucrurile care au fost aici urâte, știu. Ei, și... Dar nu vă mai gândiți, doamnă, acolo. Că sănătatea mamei ei era așa. A trecut. Așa. Ce a fost, a trecut. O luați de la zero, toți, împreună. Da. Cum ați ieșit afară, altă viață. Ei. Adică sper să fie bine și mamei să fie... Eu nici nu aduc subiectul de discuție ce a fost aici, nu. Da, nu, nu, zic, adică sper să fie și bine și... Toate bune, toată lumea sănătoasă. A, în legătură cu domn, cu mama lui Gabriel. Dacă copiii o să fie, să căsătorească, o să fim fericiți și nu mai... Corect, nu mai încadă ce a fost tot parcursul ăsta, doar despre sănătate, să fie, să-i găsim și sănătoși. Despre viitor. Ce să da, fie. Și sănătoși, să fie sănătoși. Cu toți și apoi petreci, pe urmă viitorul și-l construiesc împreună, doamna Gica. Corect. Apoi de ei depinde. Da. Da, și eu mă gândesc că stâlpocații... Uitați, astăzi mă gândeam că ei sunt plecați. Bine, mai e orezul de ieri. Și ar putut să fac ceva. Și pe urmă m-am oprit și am zis... Ok, sunt plecați la servici și vin seara, nu? Uh-huh. Fac ei ceva împreună, nu? Da, da, în timpul da, când au pregătit da, ceva. Da, da. Dacă ai zis, mami, noi suntem acum acoa și cum suntem într-o familie. Noi ne pregătim, noi... Aseară au făcut curățenie generală frumos acolo, bravo, peste tot. O să fie călcat ieri, de aia nu ne va vale. Vale? Îmi place cum s-a călcat pantaloni. Deci știam că ea i-a călcat. Dacă ei hotărăsc să se căsătorească, ei vor fi o familie, ei vor fi împreună. Când vor fi la mine și vrea ceva bine, când vor fi la mama ei și vrea ceva da, bine, corect. Dar în rest... Când sunt amândoi să se descurce, că da, vedeți, doamnă, cum e și soarta asta. Cum i-am preunat. Păi, dar eu mai ales am zis prima asta... dată când am zis. Când au multe lucruri în comun. Până la urmă, ce ține de felul tău, ai și-ai crescut. Ei vii din altă parte, din altă familie, din alți mamă, altă mamă și tată și zona, depinde și orice. Dar în asta, da. Da, da. Eu am zis de atunci. Zic, clar, ei va rămâne pentru că au multe în comun. Au sportul, cu mâncarea, da, cu... Da, da. Și-s lucruri importante astea. Eu tot mă gândesc așa, că dacă George avea... Își găsea pe cineva. Dar el nu, cum să zic eu, o lungea așa cu împacă-te, despacă-te, iar te împăci. Nu. Eu nu se știe, că ați văzut ce îi spunea lui Valentin zilele trecute acolo. Ce îi zicea? Păi când i-a zis că tot, ce îi spunea lui Valentin, dacă o iubesc sau e, sau nu știu, ceva de genul. Nu mai știu, habar n-am, că eu de multe ori nu au ce să spune acolo. S-a mirat pentru că ei s-au certat sau ceva de genul. Și nu-i venea să creadă că... Pentru că Vale zicea că la el nu, asta și asta și zicea, măi, eu mă regăsesc în tine. Cam așa ceva, cam seamănă după spusele lor, știi? Și s-a mirat că iară cu Gabriela s-a certat. Da, trebuia să mai fie încă ceva de rezolvat. Și aia zicea acolo pe scaun în spate. Da, nu știu. Și eu zic așa că, nu știu, el nu e posibil. Curungea. Dacă eu v-am spus că Vale nu se certa, să facă, să certe, să... Și zic, uite că a trecut prin asta. La fel. N-ai cum, el când era să despartă, asta zicea, nu, jignit, nu nimic, da, nu mai merge, despaci, bă, cum aș fi zis, eu să nu mănânc, să-mi supăra, că nu mai merge.
mergi, la revedere, nu stai să... Aici e altceva. Păi de-aia zic, aici, eu așa zic, așa-l cunoșteam. Probabil da, și el probabil l-ar fi făcut, poate... Poate ar fi făcut, dar dacă era într-o relație, zici că iubești. Iubești și la ce special și zici, bă, dacă rezolvi problema asta, situația asta și probabil a venit să o rezolvăm, o iubesc, nu pot să... Ia că mă tot gândesc, nici eu n-am prea fost așa implicată în cine știe ce. Păi nu, dar din ce că n-am avut motiv, n-am avut... Crezi că da. E, dar nu. Dar și dacă aș fi fost George, mă gândesc cu, pe cineva... Depinde și de, pentru că, depinde de caracterul fetei care, dar eu sunt sigur, dar uite, n-a fost să fie, dar eu nu cred că George, nu știu cum să zic, parcă îl asociez cu Valentin, dar ca alții, nu, nici într-un caz, în legătură cu partenera, n-ar fi tolerat, nu. N-ar fi făcut, n-ar fi lungit. Vai, dar de ce v-a strâmbat așa doamna Florii? Vă e frică de ce o să zică feciorul? Nu? Ce să zic? N-am ce să zic. Păi? De rău. Stăm și noi două acolo. Plictisite, că acum suntem plictisite, că nu mai facem absolut nimic. Păi de ce nu mai faceți? Păi, dacă trebuie sunt copii, ei fac curățenie, mâncare. Da, dar nu e obligatoriu, adică nu... Stai să ne înțelegem asupra unui lucru. Dacă simți nevoia să faci ceva... Da, da, ei fac. Ei fac și noi. Ok, da. Lungi, avem timp mai mult de stat degeaba. Chiar. Timp liber. Ceea ce nu este rău, luați-vă cafeluța. Dar să știți că obosim stând degeaba. Chiar am zis astăzi. Suntem obosite că stăm degeaba, nu facem nimic. O croșetă, o carte, o ceva. Atunci? Mâncare mai facem. Mâncare, da. Facem doar noi pentru noi. Una o zi, una o zi. Vinerea, miercurea, mâncăm mai diferit de alții și de aia ne-am asociat așa amândouă. Mâncați de post. Azi a făcut doamna Gica, ieri am făcut eu, mâine fac eu. Sâmbătă face doamna Gica o ciorbă de băcuță. Ce e frumos așa, v-ați împrietenit, v-ați... Ca fetele. Eu zic să vă odihniți, doamna Florii, că mâine pui, mâine vine nepoțelul și nu se știe. Eu sunt bună, oricum. Adică, când mă duc acasă, super. Iau treaba. Primire. Așa că poate să vină și nepoțelul, cu drag. Mă bucur, abia aștept. Foarte bine. Da, mă uitam că cumva mamele venind aici sunt într-un fel privilegiate să-și vadă copilul, pentru că de la un moment dat nu-ți mai cunoști copilul. Nu-l știi cum e într-o relație, pentru că nu-l vezi. Într-un fel e acasă, într-un fel e la întrunirile de familie și în alt fel poate să fie cu partenera. E un aspect al vieții pe care părinții nu prea au cum să-l descopere, decât dacă locuiesc împreună cu copiii lor. Cumva aici vi se dezvăluie copiii și din punctul ăsta de vedere. Da, de asta și mă plângeam eu bine. La doamna Florii, că zic, n-am avut... N-ați apucat. N-am apucat să... Nu se știe ia. Cum poate, cum e George, cu... Da. Nu o să-l mai ia, nu o să am timp să-l... Poate să fie atât de îndrăgostit încă o să zic că da, draga mea, ai dreptate, că nu-l văd să fie un tip conflictual. Nu, nu. Deloc, absolut deloc. Evită orice. Evită, dar bine, nici asta nu e bine să fii, să ai un comportament evitant, că atunci când e să-ți vină, vin buluc toate pe cap până la final, că dacă nu pui piciorul în prag când trebuie și nu stabilești... Da, da, știți că e vorba aceea cu mutu. Da, s-ar putea să fie și asta. S-ar putea să fie. Tu fotbalistul, da. Ce credeți că zic? Și Valentin, doamna Florii spunea că Vali nu s-a certat niciodată. Nu? Ei, uite, acum a venit momentul să mai și spună ce are, nu neapărat să se certe, ci să-și spună opinia. Că una e să te cerci, să te cobori la un nivel al discuției care nu e prea plăcut. Prea plăcut și nici flatat pentru nimeni. Și alta e să-ți pui punctul de vedere. Acum l-ați văzut și cum e într-o relație, cât acceptă, cât nu acceptă, în funcție de câtă iubire are fiecare în suflet, cred că și ce limite are. Cum te cheamă pe tine de familie? Hagle. Un nume interesant. Da. Și pe tine? Pițică Gabriela. De bine aștept să-l schimb. Aha, am înțeles. Și eu am înțeles. Unde a bătut? Da. A fost așa... Cu mantă. Manta am fost nu eu, chiar. Știi? Adică am zis, hai să-i o ridic la fileu și ia să o dea cu mantă. Da. Mai aveți timp
până luni, știți cum e, să vă dea Dumnezeu înțelepciune. Da. O să vorbesc cu Nicoleta, să pun o pilă acolo la planete să se alinieze. Așa, așa. Păi săraca ea poate să pună și două pile, înțelegi? Alunie de punerea actelor? Da, da, obligatoriu, că dacă nu, nu se poate. Da, 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 da. Știi că e termenul ăla. A, și voi încă vă gândiți dacă să le depuneți? Am zis să ne gândim până duminică, să profităm de tot timpul de gândire. Depunerea actelor nu implică nicio obligație. Eu le-am spus chestia asta. Așa este, dar nu mi-aș dori să depunem actele, să mergem acolo, nu, că nu știu ce. Adică decizia asta o iei dinainte, cred, nu în ultima zi. Da, exact. Da, dar cumva... cine nu depune actele, nu știu cum e, nu mi-amintesc din sezoanele trecute, dar fetele care nu depuneau actele, nu știu dacă mergeau să se să verifice, nu, nu să pompeze rochile. Păi și să se dar poate nici nu vrea să se îmbrace în mireasă, da, exact. Că până la urmă... Exact. Da, păi de-aia a venit aici. A venit aici și ca să nu se îmbrace în mireasă. Nu să se îmbrace, ci... dacă se îmbracă degeaba, adică dacă... Na, nu știu, dacă se îmbrace să ne căsătorim, tot nu-i frumos. Am vorbit cu ea asta, nu zic eu numele ei. Așa zis. Da, ca să scap de numele Pițigoiu, trebuie să te îmbraci în mireasă. Și să depui actele luni, dacă da. Nu scap mai repede. Deci oricum ne-am învârtit, oricum ne-am răsucit, tot în același punct ajunge. Nu e nimic de la locul lui să spui, nu mai vrem un tip de gândire, a fost și în alte sezoane, sunt cupluri care și acum sunt împreună. Sabrina chiar... cu Perneș. Marius cu... S-au căsătorit. S-au căsătorit? Da, s-au căsătorit în marea finală. Nu, Marius cu Maria. Ah, Marius cu Maria. Marius cu Maria. Da, sunt în continuare împreună. Care sunt în continuare împreună. Și sunt în continuare împreună, da. Doar logodiți. Din păcate, la Sabrina și la Perneș lucrurile nu sunt chiar așa de roz, dar nu se știe că mai există și perioadă de... Da. Adică nu s-a supărat nimeni nici de la mireasa, nici de afară, da, nici nu. Dar n-avem de ce să ne supărăm, măi, vreau să înțelegeți un lucru. E vorba de viața voastră. Nu luați decizii pentru noi, luați decizii pentru voi, indiferent de lucrurile pe care noi le aranjăm într-un fel sau altul. Că știi cum e, așa cum se aranjează, așa se pot și deranja. E simplu. Bine, luăm pauză, ne luăm rămas bun și de la Paula, că ea pleacă. Știu, a trecut repede emisia asta.